luni de zile, înainte ca Shannon Conley să fie arestată, cei de la FBI s-au întâlnit cu ea în repetate rânduri. Aceștia au avertizat-o pe tânăra de 19 ani, convertită la islam, că planul ei de a merge în Siria și de a ajuta gruparea statului islamic era ilegal. Conley era deja hotărâtă. Vrea să plece din Denver ca să se căsătorească cu un luptător al statului islamic pe care îl cunoscuse pe internet. Agenția a oprit-o la aeroportul din Denver înainte ca să-și ducă planul la îndeplinire. Totuși, mai sunt multe Fete asemeni ei. Luna trecută, trei tinere din Danver au fost reținute în timp ce încercau să ajungă în Siria. Sute de alte tinere din țări occidentale au ajuns în statul islamic. S-au căsătorit cu luptătorii statului islamic și unele au luptat alături de ei. Îmi fac griji cu privire la femeile care se vor întoarce, deoarece e parte din a construi o societate nouă. Aceasta este strategia lor. Multe femei de aici o consideră ca fiind o opțiune atractivă. Bob Fletcher este fostul șerif al districtului Ramsey din Minnesota, care include și orașul St. Paul. Cel puțin patru femei somaleze din St. Paul și de pe lângă Minneapolis au călătorit în Siria lunile trecute ca să se alăture grupării statului islamic. Aceștia recrutează bărbați cărora le promit soții atunci când ajung acolo. Ei au nevoie de femei în societatea lor pentru a-i face pe luptători să fie mulțumiți. Este un lucru înspăimântător, dar femeile sunt folosite în diferite moduri odată ce ajung acolo. În unele cazuri, aceste femei sunt mai mult decât niște soldați. Un grup de femei britanice conduce o unitate de poliție Sharia, în orașul sirian Raqqa, controlat de armata islamică. Aceste cetățene britanice respectă codul vestimentar islamic și, din câte se pare, conduc și un bordel, unde femeile sunt forțate să devină sclave sexuale ale luptătorilor statului islamic. Până acum, majoritatea femeilor statului islamic provin din Europa. Cel puțin 50 de femei britanice 40 din Germania și alte 60 de femei și tinere din Franța au plecat de acasă pentru a se alătura statului islamic. Capetele de afiș ale acestei mișcări sunt două tinere austriece despre care se crede că locuiesc în Siria și sunt căsătorite cu luptătorii statului islamic. Se pare că fetele sunt însărcinate și vor să vină acasă. Extremiștii al-Qaeda, SIL, folosesc fetele ca pe un element surpriză. Există un precedent pentru femeile teroriste. Zeci de femei musulmane din Cecenia și Dagestan au purtat bombe ucigașe împotriva unor ținte rusești acum câțiva ani. Statul islamic a dus lucrurile la un alt nivel, recrutând femei online. Statul islamic le promite soți și o viață minunată în cadrul califatului, un loc unde femeile, ironic, nu au drepturi sau libertăți.